sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. Pilotul și instructorul de conducere defensivă în cadrul Napoca Rally Academy, Bogdan Marișca, este în direct cu noi prin Skype la sfatul de drum bun. Bogdan, mă bucur să te văd și să te aud din nou la Europa FM. Salut! Bun regăsit tuturor, salutare, mai bine. Ce se întâmplă cu circulația în sensul giratoriu? Se schimbă regulile sau se intenționează să se schimbe regulile? Bun, hai să venim un pic de acasă cumva. Sensul giratoriu a fost inventat cumva de francezi pentru a încerca să fluidizeze intersecțiile cele clasice, în cruce sau în T, cum le știam noi. Da? De ce? Pentru că are un randament mult mai bun de parcurgere, cu niște minime condiții. Viteza de intrare în sensul giratoriu ar fi ideal să nu fie, să nu plecăm de la zero. Adică, cumva, fac o paralelă cu intersecțiile cu cedează trecerea sau cu stop. La intersecțiile cu stop trebuie să oprești roata, te uiți, te asiguri, primești mai departe. La intersecțiile cu cedează trecerea n-ai prioritate, dar poți să mergi ușor lansat. 2, 3, 5, 7, 10 km pe oră. Asta înseamnă că viteza de intrare în intersecție este mai bună. Așa este și la sensul giratoriu. Acorzi prioritate celor din sensul giratoriu în funcție de, dacă nu se zice, alte reglementări. De principiu, sensul giratoriu, odată intrat în sensul giratoriu, ai prioritate. Repet, dacă nu sunt alte reglementări specifice respectivului sensul giratoriu în care te afli. Dar asta presupune să ai fluența de care vorbeam. Cedezi prioritate când intri în giratoriu, cedezi trecerea și încerci să miști roata cât mai repede cu putință, așa fel încât să nu încurci traficul din sensul giratoriu și atunci obținem acea fluență pe care ne-o dorim. Pentru cei care circulă în Europa au văzut că sunt sensul giratorii și cu diametru foarte mare, de 150-200 metri, adică viteza de intrare în acele sensuri giratorii este mult mai mare. Se poate intra cu 30, cu 40, cu 50 de km pe oră, evident în funcție de traficul care este în sensul giratorii. Problema este la sensul giratorii cu mai multe benzi în sens, mai multe benzi de circulație. De ce? Pentru că nu de puțin ori se întâmplă anomalii ca un conducător auto de pe banda 1 sau 2, mai aproape de centrul cercului, respectiv sensul giratoriu, să iasă undeva pe o ieșire din dreapta, fără să se asigure dacă pe banda 2 sau 3, dacă sunt mai multe mașini, este vreo mașină și evident că apar altercații. Problema este că și o parte din polițiști văd, dintr-un anumit punct de vedere, sensul giratoriu ca fiind o intersecție în cruce. Alți polițiști zic, nu, odată intrat în sensul giratoriu, cei de pe banda 1, cei mai aproape de exteriorul sensului giratoriu, au prioritate permanentă, deci este prioritate circulară în funcție de cum sunt marcate benzile. Așa este, lucrurile se văd diferit, Bogdan, și mă gândesc cum se soluționează accidentele ușoare petrecute într-un astfel de sens giratoriu, în acest moment. Exact, asta este și problema, pentru că sunt instanțe care văd legea este ușor neclară, dacă este să ne luăm după asta, pentru că instanțele au două soluții exact diametral opuse. Unii au spus, da, cel care era pe prima bandă din sensul giratoriu, cel de pe exterior, avea prioritate circulară, dacă vreți, și de ce nu s-a asigurat cel care este de pe banda 1, de pe banda 2, din interiorul sensului giratoriu, de ce nu s-a asigurat când a ieșit afară din sens. Alte instanțe spun nu și de aici au o întreagă tevatură. Problema este că oricum ai luat, cel puțin pe moment, sfatul nostru pentru conducătorii auto care ne ascultă, să aibă grijă în sensul giratoriu. Adică trebuie să avem grijă unul de ceilalți, să ne respectăm, chiar dacă mi se pare nouă că el are prioritate, noi avem prioritate și celălalt, nu? Mai bine lași de la tine, e mai sigur să exact, se întâmple vreo exact, ca să nu lași, dacă judecătorul la care vei ajunge sau polițistul la care vei ajunge, vede lucrurile așa cum trebuie, dar în esență, din punctul meu de vedere strict personal, este că sensul giratoriu este prioritatea în sensul giratoriu cu mai multe benzi pe sens, este circular câtă vreme nu există marcaje care să te anunțe, poate să fie la intrarea în sensul giratoriu, un marcaj în care te anunțe exact cum sunt benzile de circulație în respectivul sens giratoriu. Deci dacă nu sunt alte marcaje la intrarea în sensul giratoriu sau tăblițe adiționale care să te ajute să înțelegi cum funcționează respectivul sens giratoriu, ar fi foarte bine să ai grijă ca să nu ai vreo surpriză. Am fost zile trecute în Galați, unde am constatat într-un sens giratoriu, că de fapt nu era un sens giratoriu, era o intersecție desenată ca un sens giratoriu, dar cu cedează trecerea la ieșirea din sensul giratoriu spre exterior. Deci trebuie să fii foarte atent la semnele de circulație, la marcajele de pe drum, de pe asfalt sau de pe
tăbiți adiționale de pe marginea drumului, în așa fel încât să nu ai surpriză, pentru că deocamdată sunt niște discuții în acest sens, sunt niște propuneri de, și eu zic că sunt binevenite, pentru a clarifica ce înseamnă acest concept de sens giratoriu și mai mult ce obligație ai când vorbim despre sensul giratoriu cu mai multe benzi pe sens. Că dacă vorbim doar de un singur bandă pe e sens... Simplu, da. E acolo simplu, e simplu. Da. Că de altă parte nu înțeleg de ce să amenajezi o astfel de intersecție care să semene cu un sens giratoriu, dar să nu fie un sens giratoriu. Poți pune în curcătură foarte mulți șoferi mai puțin atenți la semne, să zic. Exact, deci, și trebuie să nu uităm ideea de bază. Această intersecție cu sens giratoriu are menirea de a fluidiza circulația. Asta presupune că pe cât posibil să nu oprească mașinile care intră în sens giratoriu roata, să nu te oprești pe loc, pentru că înseamnă că repornirea presupune un timp pierdut pentru tine și pentru cei aflați în spatele tău. Asta nu înseamnă că nu acordăm prioritate, dar, repet, sensul giratoriu are menirea principală de a genera fluență. Ori fluența poți să o generezi dacă reușești să miști mașinile cu un anumit ritm, cu o anumită fluență. Evident, acel RIT trebuie să susținut de toți șoferii și trebuie înțeles corect. Și pentru asta, să nu uităm, foarte important este comunicarea. Comunicarea în sensul giratoriu înseamnă semnalizarea. Când intri și când ieși, trebuie să știe și ceilalți participanți la trafic și colegii tăi de trafic unde ai de gând să ieși. La prima, la doua, la cincea ieșire, în așa fel încât să nu fie surprins și, evident, să generăm acea fluență de care povesteam. Foarte mult spun că nu ești, domne, obligat să semnalizezi, poate doar atunci când vrei să ieși, dar când intri, nu ești obligat să semnalizezi. Bun, nu este vorba neapărat despre o obligație, dar ajută foarte mult la fluență. Evident. Dacă ai un sens giratoriu în care e doar un punct de semnat pe asfalt, este complicat să semnalizezi și intrarea și ieșirea, dar măcar poți să încerci să faci acest lucru și să comunici cu șoferii care sunt în jurul tău. Despre asta este vorba, da? Despre comunicare. Exact, este foarte important această comunicare și mai mult cuvintele pe care tu le-ai folosit mai devreme sunt definitori într-un sens. Respectul unul față celălalt. Da. Poți să reduc și eu un pic, chiar dacă sunt în sensul giratoriu intrat, poți să reduc un pic să las pe cel care vrea să intre, ca să nu prea speroată și așa mai departe. Eu nu pierd prea mult, el câștigă mult și atunci generăm acel ritm, acel debit de mașină, dacă vreți, prin sensul giratoriu, care să genereze acea fluență a traficului de care tot facem, la care tot facem referire în ultimele 10 minute. Și, repet, asta este esența unui sens giratoriu. Foarte important, și repet acest lucru, la intrarea în sensul giratoriu trebuie să te uiți la eventuale marcaje care te ajută să te poziționezi corect pe benzile de circulație, marcaje adiționale, care și, practic, sunt puse la dispoziție de constructorul, de administratorul drumului și care au menirea de a te ajuta să înțelegi exact ce ai de făcut în sensul giratoriu și la ieșirea din el. Sfatul de drum bun cu Bogdan Marișca. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi și să ne reîntrim cu bine săptămâna viitoare. Să ne reauzim cu bine. Un scurt comentariu. Tocmai s-a încheiat campionatul național de raliuri. Un weekend a fost raliul Brașovului. Simona Timpeștin a câștigat la Brașov și a ieșit pentru a șaptea oară campion național alături de Sergiu Itu. Suntem mulțumiți, suntem fericiți. În Apocrele Academiei, parteneră în Europa FM, a ieșit din nou campion în clasamentul pe echipe. Deci, să zicem că ne-am atins obiectivele. Mulțumim frumos și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. Uite că v-am purtat noroc și de această dată și în acest sezon și ne bucurăm tare mult. Felicitări încă o dată în Apoca Rally Academy. Oriunde mergi, orice faci, more music for free. Descarcă aplicația